Dacă vrei să-ți instalezi Ubuntu, o să ai nevoie de 5 GB de spațiu liber. Spațiu care să fie separat într-o altă partiție. Am să fac un tutorial despre cum poți să redimensionezi o partiție și voi folosi Windows 7, pentru că presupun că te simți mai confortabil în Windows 7. Poți să faci chestia asta și cu Gparted, care e o aplicație care funcționează pe sisteme GNU/Linux, dar am să folosesc Ubuntu, Windows 7, pardon. Folosesc o mașină virtuală, ignoră faptul că folosesc o mașină virtuală, o să fac un tutorial despre mașini virtuale, e o chestie puțin mai avansată, n-are sens să intrăm în detalii. Oricum, am o mașină, am un Windows cu două partiții, am C și D, care e o situație destul de comună. Am găsit un tutorial pe internet despre cum poți să redimensionezi partiții și am să fac și eu aceeași chestie. Am să adaug legătura în descrierea filmulețului. Bun, deci am C-ul și D-ul. D-ul vreau să-l redimensionez. Vreau să văd. Click dreapta. Shrink volume. Shrink. Bun. Acum, new simple volume. Next. Next. F. Next. Next. Finish. Formatting. Hai să vedem. Perfect, am un volum nou. Perfect, am C și D. În new volume, în F, voi instala Ubuntu. Ok, acum ești... Da. Se salvează. Acum ești gata să instalezi Ubuntu pe mașina ta.